Păi forța asta demonică care stăpânește lumea la ora actuală se întrece prin o sumedenie de metode care se concentrează asupra vieții umane. Nu vedeți că toate lucrurile care apar acum la orizontul acesta omenesc nu sunt altceva decât metode și metode de distrugere a vieții umane. A apărut SIDA, a apărut acum cu toate mijloacele acestea care vreau să zbate lumea, să o trebuiască omul. Sunt așa de puternici și înrădăcinate, încât nu mai pot spune nimic. Acum a apărut cu gripa aceasta, chipul, că nu este altceva decât o mașinație în sfârșit a acestei mari mafii care conduce lumea, care se împiede și se slăbească din ce în ce organismul omului. Au apărut apoi toate, mă rog, sistemele acestea de alimentație, ales la dispoziția omului, de la mic la mare. Toate să-l poată, mă rog, nimici să distruge pe copil cât este de mic. Din fașă să putea. Dar la 4-5 ani, cum spunea și lumea în America, copiii sunt expuși la cele mai mari pericole. Și boli care în sfârșit atacă din ce în ce mai mult până la vârste de 15-20 de ani. Deci poate că... Începe prin vaccinurile care se fac sau prin... Prin toate vaccinurile care se fac și prin toată alimentația expusă în sfârșitul omului, așa încât faptul că nu mai poți să-ți alimentezi tu cu o proprietate noastră pe care o ai tu de secole, să ai tu în sfârșitul agricultură, să ai tu un control asupra alimentului pe care îl cultivi, fasolea sau cartoful sau alte bunuri de sfârșit care românul nostru a crescut în sfârșit și a gândit și s-a dezvoltat în lumea asta veche pe care a trăit. Vin acum, vin și sunt răsturnate toate valorile acestea care nu mai stau în picioare cu nimic. Nu mai este brânza bună, nu mai este ou, nu mai este carnea bună, nu mai este fasolea, nu mai este agricultura, nu mai este nicio valoare și tot ce s-a făcut până acum. Și mă întreb eu dacă omul nostru a trăit în jurul 70 de ani, a trăit 80 de ani, a trecut 100 de ani, ei, cum a venit omul acesta așa în ignoranța lui să trăiască cu atâta vitalitate și atâta muncă? Pentru că nu iei decât o zi din vara unui țăran de-al nostru care stă în sfârșit 24 de ore cu coasa în mână și trage cu toate efortul, bea în sfârșit apa asta de izvor să mănâncă în sfârșit ce poate și el pe lângă cei 3-4 5-6 copii pe care are acasă și își duce viața totuși sănătos și plin de energie. E bine, acum venim noi cu tehnica aceasta și întoarcem lumea. Copilul nostru, firav, copilul pricășit, prăpădit, bea Coca-Cola, dacă are în sfârșit un lapte la 2-3
zile sau la o săptămână, dacă mănâncă fructe, o brânză sau un ou mai sănătos, iar restul este pus la cenzura aceasta alimentară, încât îl putem pune la un moment ca un cobai în societate. Și iată că toată lumea aceasta acum stă la dispoziția să-i facă, să-i toate, să-i facă toată tehnica, să-i prelungi viața. Pe el mai mult îi scurtează viața decât în sfârșit îl prelungește, pentru că îl face mereu, mereu îl face rud cu toate bolile posibile din lumea asta. Știu este și faptul că alimentația este așa cum este. Viața lui în fabrici, în uzine, în mine, în toate în sfârșit locurile acestea grele, care îl suportă bietul român, îi se pune și sub nutriția aceasta. Și îl vezi în sfârșit în timpul acesta de ore libere care mai are, scască gura la televizor, la calculator, și acolo îți găsești toate informațiile. Le ia de mâine, le aduce de ieri, le aduce până azi, de azi le aduce până mâine, pe poi mâine și mai departe. Și asta e preocuparea românului nostru în general, ca să-și poată, vă rog, cârpi norocita asta de viață. Pe câte vreme omul nostru e altă dată, sănătos, voinic, cu casa lui, cu casa, cu copiii, cu soția lui. Acolo, în sfârșit, sărbătoreau zilele de duminică, sărbătorile mari, Paști, Crăciun, Sfântă Mărie, Bobotează, toate zilele acestea mari care lucra, colabora creștinul cu Harul lui Dumnezeu pe pământ. Și atunci lucrurile acestea, în sfârșit, îl făcea pe om să trăiască toată energia, spiritualitatea lui, încât azi ne găsim în pasul acesta de viață, dirijat în sfârșit de o lume pe care, mă rog, are tot interesul să poate distruge viața, să scurteze cât mai mult șurul acesta de ani și să otrăvească cât se poate toate energiile spirituale și fizice a vieții noastre. Este greu să pornești de pildă la o cercetare acum mai mănunțit ca să dai seama unde se sunt, de unde și încotro merge lumea aceasta în declinul ei și până unde merge și cât mai rezistă el să ducă povara aceasta și să poată avea el o mulțumire sufletească pentru cei ce face. Pentru că toate oarecum intențiile, toate tendințele, mă rog, care vin asupra noastră, nu au alt scop decât distrugerea și pierzarea noastră ca specie umană. Sigur că se așteaptă la boli, se așteaptă la cataclismi, cum a fost acum cu 100 de mii de oameni din Haiti. 200 de milioane. 200 de milioane? 200 de mii. 200 de mii. Haiti, de când s-a întâmplat toate rușile acestea. În altă parte, altă cataclismi. Se luptă în sfârșit lumea să antreneze la o încăierare de state. Să se pună în vervire aceasta de a se ridica ferească Dumnezeu un război mondial în care se piară și distrugă cea mai mare parte din omenire. Ceea ce se sfârșit e interesant, că toți care
participe la mașina aceasta de distrugere, nu spun și ei întrebare, cât vor mai trăi în fond? Ei cât vor mai trăi? Dacă distrug tot ce este în jur, să trăiască numai ei ca neam, până unde vor merge, cât vor trăi? Căci totdeauna, mă rog, în groapă pe care o sap, cel mai măcar din ea. Și neapărat vor cădea și toți acei care își fac, mă rog, greutățile aceste omenire și îl pun în declinul ăsta de perzare. Ce fel de oameni sunt în momentul ce ei se gândesc pentru generațiile viitoare să facă rău, să distrugă generația viitoare, deci ei nemai prinzând generația? Nu este vorba despre... Pe ei nu-i mai interesează nimic în viitor. Pe ei interesează să poate domina lumea, să o poate dirija. Și cu cât sunt însuși mai puțin, cu atât însuși ușurința lor de deja este mai ușoară, mai acceptabilă. De aceea lumea la ora actuală se găsește în starea aceasta de luptă, dar nu se știe nici cu cine se lupte măcar. Este foarte interesant să găsește în lupta aceasta a omului unul cu altul. Și se învinuiesc și se acuză, dar fără ca unul să aibă vreo vină față celălalt. La noi în țară este în sfârșit o degenerare politică unde nu s-a mai întâlnit. Unde generează toate forțele acestea negative, al imoralității, al decadenței, al răului moral și spiritual, care n-are alt scop decât distrugerea și gândirea vieții umane. Sexualitatea, și tineretul acesta care este înnebunit de toată cavalcada asta ternă, au ajuns la aceasta de îmbolnăvire, încât nu mai știu să-și dea seama de unde vin și încotro merg. Nu mai ascultă de părinți, nu mai ascultă de bunici, nu mai ascultă de preot, nu mai ascultă de biserică, nu mai ascultă de Dumnezeu. Și s-a creat în sfârșit un iad în care se zbate lumea aceasta, fără să fie un motiv de ieșire. Vă spun în sfârșit acum când se pot avea toate lucrurile la îndemână acolo, să poți tu găsi liniștea și firea ta de lucruri. Dar când a fost vreodată când omul ai trăit așa mai dispersat și trăit unul față celălalt? Niciodată, întotdeauna, țăranul creștinul nostru a fost mereu în ajutorare și în apropiere celuilalt. Preotul, biserica, mănăstirile au fost mereu în mijloacele de apărare și de menținere a spiritului de unitate, de dragoste creștină, care în sfârșit s-a și bazat viața noastră statală și oarecum de națiuni care se bazează Europa noastră creștină, bătrânul continent creștin. Unii mai sunt în sfârșit urmele acestea a creștinismului